Sunt trei lucruri pe care aș vrea să vi le spun cu privire la acest legământ atât de important, important și prin faptul că sunteți voi aici ca să-l încheiați, prin faptul că sunt cei dragi, familia imediată, cei care v-au crescut, părinții sunt aici să fie martor la legământul vostru, biserica este aici să fie martor la legământul vostru, dar în Maleahi capitolul 2, versetul 14 spune: pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta. Cine este martor și martorul principal la legământul pe care îl încheiați astăzi, mai mult decât un contract, mai mult decât o promisiune, mai mult, este o promisiune în legământul acesta, dar legământul acesta înseamnă că două vieți se unesc, că doi devin unul. Legătura aceasta tainică nu o poate face decât Dumnezeu și a făcut-o prin creație, pentru că El a instituit familia, dar o face prin binecuvântare. Câtă vreme umbrela binecuvântării va fi deasupra căminului vostru, legământul acesta va fi irreversibil, irrevocabil. Și sunt trei lucruri despre legământul acesta pe care aș vrea să vi le spun, despre legământul căsătoriei. Mai întâi, promisiunea acestui legământ. Promisiunea acestui legământ. Știți care este promisiunea acestui legământ? Că legământul acesta este până la moarte. Toate promisiunile pe care le facem în lumea aceasta au disclaimers, clauze. Legământul acesta este valabil dacă. Legământul căsătoriei este până la moarte. Este o promisiune pe viață. Pe viață și pe moarte. Nu doar pentru astăzi, nu doar pentru un an, nu doar pentru câțiva, nu doar pentru zilele frumoase și bune ale vieții voastre, ci pentru tot restul vieții. Știți de ce? Pentru că acest legământ a fost secularizat, scos din contextul binecuvântării lui Dumnezeu. Și oamenii merg la sfatul popular și noi nu v-am căsătorit astăzi dacă n-ați avea o hârtie, o aplicație de la sfatul popular, pentru că recunoaștem și legea în virtutea căreia sunteți uniți în fața societății. Dar toți merg la sfatul popular să se căsătorească sau la cort. Nenorocirea este că tribunalul, cortul sau sfatul popular te leagă și te dezleagă. Există clauze și există căi de ieșire pe care mulți oameni le folosesc. În promisiunea acestui legământ, ideea este până la moarte, till death do us part. Practic, în legământul lui Dumnezeu nu există decât o singură ușă pe care poți să ieși și care se numește sfârșitul vieții. Când oamenii ies din această legătură, nu doar rănesc pe soțul sau pe soția căruia i-au făcut această promisiune a legământului, ci rănesc și ofensează onoarea lui Dumnezeu care a fost martor. Și aici, în Maleahi, cuvântul lui Dumnezeu este extrem de aspru pentru familiile de atunci și pentru multe familii de astăzi. Versetul 13 din Maleahi 2 spune: iată acum ce mai faceți, acoperiți cu lacrime altarul Domnului, cu plânsete și gemete. Nimeni n-a venit să aducă găleți cu lacrimi la altar. Și nimeni n-a făcut înregistrări de gemete, de țipăte dureroase, să le aducă, să le dea drumul să se audă în fața altarului. De unde, cum au ajuns aceste lacrimi, plânsete și gemete? Că Biblia spune că ei au adus daruri de mâncare.
din casele oamenilor care își dezonorează familia. De acolo. Și Dumnezeu n-a auzit nici cântecele, n-a văzut nici jocurile, n-a văzut nici jertfele. Pentru că Dumnezeu are o cale de a auzi, nu numai ce vrem noi să-i aducem în public să se audă. Dumnezeu are o cale de a vedea și de a auzi ce este în secretul vieții noastre, ce e în casa și între pereții căminului nostru, ce e în secretul trăirii noastre de fiecare zi. Și când noi venim și aducem o jertfă și spunem, am cântat, am predicat, am recitat, Dumnezeu zice, n-am auzit nimic. Pentru că jertfa ta este bruiată de plânsete, de gemete și de lacrimi. Spune, nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, frumoasa, drăguța, modelul cu care te-ai căsătorit. Și care acum că a avut câțiva copii, acum că nu mai arată cum a arătat acum 10-20 de ani, acum că umblă cu șorți și că miroase a ceapă, că a venit din bucătărie, că ți-a găsit mâncare și că-ți crește copiii și îi leagănă pe picioare toată noaptea. Și că e ciufulită, că n-are timp să meargă la coafor sau mai știu eu unde. Care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ și este valabil și pentru el când vine de la parchet, obosit și muncit și nu mai are mâinile finuțe. Ci butucănoase de muncă și de cărat tubaifori și de instalat taile și vine plin de praf. De să facă săracul? Că uneori de oboseală se mai răzbună și el pe mâncare și nu mai arată cum arăta acum 10 ani. Frați și surori, stimați mieri, promisiunea acestui legământ este o promisiune pe care o faceți într-o zi a idealurilor. Toate lucrurile sunt șnur, toate lucrurile sunt frumoase astăzi. Dar o faceți și pentru mâine, și pentru poimâine, și pentru un an de acum, și 10, și 20, și 30. Și vă promit solemn eu că nu o să mai fiți peste 10 sau 20 de ani cum sunteți acum. Puțini oameni sunt mai frumoși mai târziu decât acum. Am zis puțini, ca să nu zic nimeni, ca să nu zic nimeni. Dar eu îți promit să o iubești peste 20 de ani, cum o iubești astăzi. O să-i fii loial și credincios astăzi, dar și peste 20 de ani. Odată povestea pastorul Richard Wurmbrand, că a fost la un serviciu de căsătorie și pastorul care a predicat la acel serviciu de căsătorie a spus mirelui și miresei, de fapt, voi astăzi vă căsătoriți nu cu unul, cu trei. Oamenii au rămas șocați. Da, e adevărat. Zice, frate Mire, tu te căsătorești cu trei și soră Mireasă, tu te căsătorești cu trei. Și a spus, în primul rând, te căsătorești cu persoana pe care o vezi. Frumusețea asta, delicatețea asta de ființă. Doi, te căsătorești cu persoana pe care nu o vezi. Te căsătorești cu persoana care e înăuntru. Și sper din toată inima, frate Mire, că te-ai uitat atent, soră Mireasă, te-ai uitat atentă ca să vezi dincolo de paravan, dincolo de coajă. Sper că ai văzut nu doar ce e vizibil, sper că ai văzut ființa din interior, că nu întotdeauna ființa din exterior
este ființa din exterior. Și în al treilea rând, te căsătorești cu cel sau cu cea care va deveni, care va fi peste 10 ani, peste 20, peste 30 de ani. Darius, și seara, dacă v-aș da o poză, cum o să arătați la 60 de ani? Ați mai zice da astăzi? Sigur? Pentru că te căsătorești cu persoana aia, cu șanțuri, cu riduri. Care trebuie să stea din ce în ce mai mult în oglindă când pleacă. De ce? Pentru că nu mai stau lucrurile pe el sau pe ea așa cum stăteau cu ani în urmă. Dar eu știu că o iei pe seara de astăzi, o iei și pe seara de peste câțiva ani, peste 20-30 de ani. Că dacă nu, promisiunea acestui legământ se va întoarce ca un bumerang. Și dacă nu te va lovi aici, te va lovi în eternitate, pentru că Dumnezeu ține cont de aceste promisiuni. Și să ferească Dumnezeu, nu pe cine își face de lucru cu un alt om, că poți să iei o săgeată ascuțită, să o înfigi în inima și în spatele persoanei care i-ai jurat credință și să o învârtești de 100.000 de ori, să-i provoci lacrimi și dureri și să nu se poată răzbuna cu nimic vreodată. Dar să știi că săgeata aia va atinge inima lui Dumnezeu și răzbunarea este a Domnului! Așa că uitați-vă cu atenție, dragi tineri, uitați-vă cu atenție la lucrurile care se văd și la lucrurile care nu se văd. Fiți atenți că niciodată el sau ea nu te va respecta pe tine mai mult decât își respectă părinții. Îți promit că nu o să te iubească și nu o să te respecte mai mult decât o respectă pe mama sau pe tata. Îți promit că nu te va respecta, nu te va onora și nu te va cinsti niciodată mai mult decât îl cinstește pe Dumnezeu și casa lui. Uite-te cum vorbește, uite-te cum se poartă, uite-te cum se îmbracă. Pentru că dacă n-ai să te uiți cu atenție, ai să suferi cumplit. Promisiunea legământului. În al doilea rând, perfecțiunea legământului. Fratele pastor Adrian vorbea mai devreme despre faptul că suntem imperfecți. Cum e posibil ca doi oameni imperfecți să fie parte dintr-un legământ perfect? Și când vorbim despre dragoste, vorbim despre dragoste și înțelegem multe lucruri și dacă le amestecăm, e grav. De asta dragostea de Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu este foarte esențială, că dragoste din asta firească. E și ea importantă. Biblia, să știți că dintre toate lucrurile firești, Biblia zice că alea firești nu-s bune, dar dragostea firească e bună. Că zice Biblia că în vremurile din urmă oamenii nu vor mai avea nici pe aia. Măcar pe aia dacă ar avea. Dar ceea ce face legământul acesta perfect nu este cât de frumos te uiți la ea și spui, cum am găsit eu o fată așa de frumoasă? Că fiecare crede în ziua anunții că cea mai frumoasă fată din lume, dacă nu crezi că e cea mai frumoasă fată din lume, e vai. Cel mai frumos băiat din lume. Nu e, dar pentru tine trebuie să fie.
Ea nu e cea mai frumoasă fată din lume, că n-are cum să fie, că e vorba de gusturi aici. Dar pentru tine de azi înainte trebuie să fie. Și acum și când împlinește 80 de ani. Nu scrie versetul, nu scrie în proverbe câți ani are femeia aia ideală, bărbatul ăia, se pare că erau mai înaintați în vârstă, că au avut timp să facă foarte multe lucruri. Spune, tu le întrești pe toate. Tu le întrești pe toate. Și în cinste, și în frumusețe, și în toate lucrurile. Ceea ce dă perfecțiune acestui legământ este tocmai prezența lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Coloseni 3 cu 14 spune, dar mai presus de toate acestea, că sunt multe lucruri, multe ingrediente care contribuie la unirea voastră, la formarea familiei voastre. Zice, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii sau legătura perfecțiunii, the bond of perfection. Voi nu sunteți perfecți, dar legătura dintre voi e perfectă dacă e legătura iubirii lui Dumnezeu. Asta e perfecțiunea acestui legământ.